Interlopii nu așteaptă justiția să le facă dreptate. Puiu Mironescu, unul dintre personajele cheie în uciderea lui Gheorghe Mararu, a fost bătut crunt de 4 indivizi cu bâte de baseball în Bacău. Vasile Marcu este acum acolo. Vasile, bună seara. Este clar că a fost vorba de o reglare de conturi. Cine sunt agresorii? Bună seara, anchetatorii sunt convinși că este vorba despre apropiația interlopului asasinat Mararu. Aceștia par să fi început o anchetă paralelă cu cea a justiției în cazul crimei petrecute în noiembrie în Piatra Neamț. Dacă autorul asasinatului Falău este deja arestat, Mironescu este considerat principalul suspect. Anchetatorii cred că el este cel care a procurat arma crimei și tot el ar fi indicat asasinului restaurantul în care se află Mararu. În plus de asta, anchetatorii se chinuie de 2 luni să recolteze probe ADN cu care să lege de crima petrecută în Piatra Neamț, însă până acum nu au reușit. În plus, aceștia, rivalii acestea par să nu mai aibă răbdare cu justiția și au hotărât să-și facă singuri dreptate, iar seara trecută au pus mâna pe bâtele de baseball, l-au urmărit prin tot orașul, l-au prins și l-au rupt în bătaie. Atacatorii au lucrat ca la carte, cu 2 mașini, una de urmărire și alta de fugă. După ce s-au șicanat minute întregi în trafic, agresorii l-au depășit pe Mironescu, apoi au întors brusc. S-ar părea că accidentul s-a produs cu voia unuia dintre conducătorii auto. L-au blocat chiar între barierele de cale ferată. L-au pus la pământ și apoi l-au călcat în picioare, chiar sub ochii iubitei sale. De ce l-au atacat pe prietenul tău? Mironescu a ajuns la spital în stare gravă, cu fracturi la cap, la mâini și la picioare. Cine te-a bătut pe el? 3 dintre agresori au reușit să fugă cu cea de-a 2-a mașină și au lăsat în urmă șoferul pe care Mironescu a apucat să-l doboare. De la Antena 1 sunt. Cine te-a bătut? Nimeni. Dar ce ai bătut? Cum s-a întâmplat? Polițiștii l-au identificat. Exact cum bănuiau, este un apropiat al lui Mararu, interlopul executat anul trecut. Misiunea lui era răzbunarea, să lichideze pe Mironescu. În paralel, anchetatorii au încercat în zadar să-i preleveze mostre ADN acestuia pentru a lega de crima din Neamț. Au reușit însă abia azi noapte, chiar la spitalul din Bacău. Ți s-a recoltat probe ADN? Da, a fost recoltat de probe ADN. Legal? Ai fost de acord? Nu, n-am fost de acord. Am dispus recoltarea de probe biologice, având în vedere și pretinsul accident rutier care se invocă. Mironescu a fost transferat la un spital din Iași. Aici se va afla sub protecția bunului său prieten Tiberiu Cristodorescu, un alt personaj important al lumii interlope din Moldova. Un prieten al lui Mararu. Cine? Și de ce să-i vrea rău lui Mironescu? Voi nu știți de ce? Au intrat în el frontal și au sărit cu bâtele. Mironescu a amenințat că va avea grijă de rivalii care l-au băgat în gips. Semn că între interlopii din Moldova, sfârșitul războiului e departe.